Bursele europene au evoluții mixte după ce decizia Chinei de a reduce una dintre dobânzile de referință nu a reușit să potolească îngrijorările legate de a doua economie a lumii. Vedem astfel că bursa din Londra e pe plus cu 0,1%, dar cele din Frankfurt și Milano scad cu 0,2%. La Paris, piața crește cu 0,3%, iar cea din Varșovia e în echilibru. La București, bursa crește ușor. Indicele principal al pieței e cu aproape 0,2% peste închiderea de ieri, pe fondul unor tranzacții modeste de 12 milioane de lei. Vorbim acum cu Antonio Oroian, broker la o societate de tranzacționare. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc și eu. Domnule Oroian, care e sentimentul așa pe bursele europene? Timide, oricum, clar. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt evoluții mixte. Investitorii asimilează atât datele venite din China, cât și datele economice venite zilele trecute. Și date care indică faptul că, mai ales pe Europa și pe Statele Unite, reducerea dobânzilor s-ar putea să nu vină atât de repede pe cât se anticipa inițial. De altfel, săptămâna trecută, bursele americane au închis săptămâna pe scădere, ca urmare a datelor privind inflația. Inflația care rămâne la un nivel peste cel dorit de Rezerva Federală și acest lucru ar putea influența deciziile Rezervei Federale din următoarea perioadă, mai ales că avem și tensiunile din Marea Roșie, care alimentează, ca să zic așa, creșterea inflației. La noi, pe bursa de la București, așa, tranzacții iarăși modeste. Da, rulajele sunt destul de reduse în ultima vreme. Investitorii așteaptă la fel probabil noi date pe bază cărora să poată lua decizii. Cele mai multe dintre companii vor raporta rezultatele preliminare pentru anul trecut la finalul acestei luni, iar atunci probabil vom vedea mișcări mai ample ale pieței. De asemenea, așa cum am mai spus, investitorii așteaptă și propunerile de dividend pe care urmează să le facă companiile, pentru că dividendele sunt un criteriu destul de important în alegerea companiilor pentru investitorii din România. Sigur că da, deci pentru perioada următoare se dezgheață totul cam pe la finalul lunii, nu? Așa ne așteptăm. De obicei, când apar rezultatele financiare, se produc anumite mișcări în funcție de cum raportează companiile. Totuși, e greu de anticipat o evoluție pentru perioada următoare, pentru că, deși informațiile pe care le avem până acum nu indică o evoluție negativă a piețelor, mai ales că suntem și într-un an electoral și, de obicei, în an electoral bursele cresc, contextul din acest an este unul, să zicem așa, diferit, atât din punct de vedere economic cât și geopolitic, și atunci s-ar putea să fie mai greu de anticipat evoluția pentru restul anului. Urmărim cu siguranță împreună. Domnule Antonio Oroian, vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu!